După o săptămână mohorâtă, vremea redevine frumoasă în acest sfârșit de săptămână. Cerul s-a mai curățat de nori, astfel că razele soarelui ne mângâie din nou obrajii și urcă mercurul din termometre la valori mult mai mari decât cele normale pentru perioada în care ne aflăm. În intervalul 30 octombrie-2 noiembrie, vremea s-a încălzit de la o zi la alta. Căldura se menține până luni 5 noiembrie, mediile temperaturilor maxime situându-se în jurul valorii de 15 grade Celsius. Așadar, vom avea parte de un weekend plăcut, cel puțin din punct de vedere termic. După zilele călduroase din weekend, în intervalul 5-9 noiembrie, un nou proces de răcire va determina valori termice comparabile cu mediile multianuale ale acestei perioade, pentru ca în ultimele zile ale prognozei vremea să se încălzească din nou. Dar până atunci mai este cel mai important, e faptul că ultimele zile ale săptămânii o să ne răsfețe cu valori maxime de până la 20 de grade Celsius și cu cer mai mult senin, fără șanse de precipitații. Vă enervează ceața? Nu scăpăm de ea, dar scăpăm de ploi, cel puțin pentru moment. Probabilitatea pentru precipitații va crește din nou după 5 noiembrie, însă cantitățile de apă nu vor fi însemnate. Acestea sunt capriciile vremii, iar noi trebuie să ne acomodăm cu ele.